Doi consilieri, domnul Arhiș cu domnul Neagu, nu pot ajunge astăzi, dar avem o înțelegere ca apoi să se învoiască la o ședință cu patru soameni, nu? Da. Da. Da, deci considerăm că sunt prezenți. Deci considerăm că sunt prezenți. Doamna secretară, prezentați procesul de la ședința anterioară. Doamna secretară, domnule proces verbal încheiat astăzi, 9.02.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Buntureni, convocată de îndată prin dispoziția primarului numărul 34 din 08.02.2022, pe data de 09.02.2022, orele 13, la sediul primăriei Comunei Buntureni. În urma prezenței făcute de secretarul comunei, s-a constatat că din cei 11 consilieri convocați sunt prezenți 11, în consecință se îndeplinesc cerințele pentru constituirea ședinței. Ședința este deschisă de secretarul comunei, ce este procesul verbal al ședinței anterioare. Domnii consilieri sunt întrebați dacă au observații la conținutul acestuia. Nefiind obiecții, se supune la vot procesul verbal. Se aprobă cu unanimitate de voturi. Se dă citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții al Comunei Buntureni pe anul 2022. Inițiator primar Dragoș Bodian. Se supune spre aprobare ordinea de zi. Se aprobă unanimitate de voturi. Consilierii sunt invitați la discuții. Doamna consilieră Căduș Tatiana nu este de acord cu consumul de carburant. Știe unde, cum și în ce scop se fac aceste deplasări. De asemenea, solicită controle periodice din partea primăriei la grădinițe, pentru că unii școlari, preșcolari, primesc tichete de grădiniță, dar nu frecventează cursurile deloc sau au absențe fără ca educatorul să le noteze. De asemenea, informează că este foarte frig în sălile de curs. Dorește ca următoarele cadouri pentru copii să fie distribuite în școli și să beneficieze toți copiii. Dorește colaborare mai eficientă între școală și primărie. Doamna Fruță Florica propune alocarea sumei de 10.000 de lei pentru renovarea bisericii Țigănești. Consideră prea mare consumul de carburant pentru mașinile primăriei. Recomandă ca următoarele cadouri pentru copii în perioada sărbătorilor de iarnă să fie distribuite de către domnul primar la fiecare școală. Dorește să fie prezentat planul de activități pentru venitul minim garantat. Domnul primar informează în consiliere că s-au alocat 10.000 de lei pentru renovarea bisericii Țigănești. De asemenea, există un sponsor ce va efectua îndejmuirea bisericii. Carburantul este consumat strict pentru deplasările în comună. Domnul Țăranu dorește să știe ce activități se desfășoară în colaborare cu domnul Damoc Ioachim, administratorul societății SC Music Dance SRL. Deoarece consideră că suma alocată este prea mare, vrea să vadă și rezultate. Și dacă copiii vor învăța să cânte și la instrumente muzicale. Domnul Damoc Ioachim, reprezentantul Music Dance SRL, informează că se desfășoară activități extrașcolare de educație muzicală pe secțiune de interpretare vocală și dans popular. De asemenea, specifică faptul că toți copiii care au participat la activități au primit diplome, s-au organizat tabla de folclor la Valea Budrului, dar pentru performanțe și învățarea unui instrument muzical este necesar mai mult timp. De asemenea, se axează pe păstrarea tradițiilor. Domnul Arhipaulor confirmă faptul că pentru învățarea unui instrument muzical este nevoie de mai mult timp și pregătire, dar e bine să se continue cu păstrarea tradițiilor în comună. Domnul Damoc a amânat diplome de participare pentru anul 2021, domnului Țăranu Octavian Daniel, reprezentând Consiliul Local, domnului primar, doamnei viceprimar și propune ca la fiecare ședință de activități să fie prezent și un consilier local. Domnul Arhipaulă și doamna Regăduș Tatiana consideră că este foarte bine să se continue proiectul pentru beneficiul tuturor copiilor din Comuna Buntureni. Domnul Arhi propune alocarea sumei de 20.000 de lei pentru renovarea bisericii din satul Țigănești, consideră că bugetul este echilibrat și trebuie aprobat. Domnul Țăranu recomandă ca la următoarele ședințe ale Consiliului Local să fie invitată și doamna director Chicuș Renata, domnul doctor Bologdan Valeriu, domnul doctor Blenoviș Dan. De asemenea, consideră că suma de 30.000 de lei alocați pentru asociația de folclor este prea mare, astfel ar fi bine din această sumă 10.000 de lei să fie distribuiți către renovarea bisericii Țigănești.
domnul primar propune ca rectificarea de buget să mai fie alocată o sumă de 10.000 de lei pentru Biserica Țigănești. Domnii consilieri sunt de acord. Se supune la vot bugetul. Se votează în unanimitate. Prezentul proces s-a încheiat în două exemplare. Unul va fi depus la dosarul cu lucrările ședinței Consiliului Local în data de 09.02.2022, iar unul va fi afișat la sede primărie după aprobarea Consiliului la ședința următoare, conform articolul 138 alineatul 16 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ al României. Mulțumesc frumos! Da, suntem la procesul de vot. Cine este pentru, împotrivă, abține. Trecem la ordine de zi. Trecem la ordine de zi. Aprobarea dispoziției numărul 61/13/2023 al Comunei Bucureni, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară cu Consiliul Local Comunei Bucureni, județul Bacău, la datare 31.03.2023, ora 10. 1. Proiectul hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru luna ianuarie și februarie 2022 pentru cadre didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vulturini, Comuna Vulturini, județul Bacău. 2. Proiectul hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse de camerele de conturi a județului Bacău prin decizia numărul 37 din 1/1/0202/2022. 3. Proiectul hotărâre privind atestarea unor modificări la inventarul domeniului public al Comunei Vulturene. 4. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier grad profesional superior în cadrul compartimentului agricol în funcția publică de execuție de consilier grad profesional debutant. 5. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de oficiere a căsătorilor. 6. Diverse. Sună la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Da, împotrivă. Mulțumesc frumos, domnul primar, am prezentat ordinea de zi. Cu toate că înainte domnul primar putea să ne facă o prezentare, că vedem astăzi o altfel de ședință. O ședință filmată, înregistrată, drept urmare, nu ne s-a comunicat nimic referitor la ședința de astăzi. Probabil și cheltuielile sunt pe măsură, odată cu filmarea, să credem, nu? Au sunt pe măsură. Nu sunt pe măsură. O să ne spuneți. O să ne spuneți. Vă rog frumos să ne spuneți cât costă această filmare registrată pe care le faceți în ședințele de consiliu local ale Comunei Vulturene. Da, la sfârșit așteptăm, domnul primar, la sfârșit așteptăm întrebările. După rugămintea, vă notați, ne răspundeți. Repet, am spus ceva, e o altfel de ședință. Revin emisiunea pentru... Nu cred că ar mai avea rău să prezint ordinea de zi. E nevoie să mai prezint încă o dată, este prezentată. Doamnelor și domnilor consilieri, dar vă invit la discuții că timpul trece și n-ai rost odată cu asta că ne mai fost cealaltă. Puncteți bună. Da, mulțumesc frumos. Haideți să trecem la discuțiile organizate. Din unitatea de învățământ a Școlii Gimnaziale Vultureni, sunt de acord cu condiția să aibă același raționament de calcul. M-ați înțeles ce am vrut să spun, da? Al doilea proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi. Aici se referă la reeșalonarea datoriilor. Am citit în proiectul de hotărâre detaliat unde spune că data limită ar fi în jur de luna mai. Ar mai fi perioada în care ar mai trebui să fie achitate datoriile.
La proiectul de hotărâre privind atestarea unor modificări la inventarul domeniului public. Acest inventar al domeniului public se referă la drumurile comunale, din câte am citit eu în proiectul de hotărâre, da? Ce nu ați menționat în proiectul de hotărâre, limita de drum. De unde ține, de exemplu, drumul 1660 sau 228 sau ce număr are acolo, de unde și până unde ține, deci limita drumului. Aveți numai suprafața de teren, 8660 de metri pătrați. Mă înțelegeți? La lățimea de, noi trebuie să știm, să aflăm noi lungimea efectivă a drumului. Și de unde până unde ține drumul. Deci să se limiteze printr-o denumire, de la până la. Să știm aceste drumuri de unde până unde ține. Prin proiectul de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție de consilier, deci de la grad profesional superior la cadrul din cadrul compartimentului agricol. Deci noi la compartimentul agricol avem nevoie de, adică ar fi nevoie la comună, de un angajat, de un specialist. Toate posturile care au fost scoase la concurs până acum au fost pentru consilieri superiori. Asta implică experiență angajatului. Ori la ora actuală, experiență zero, pentru că cei care au experiență sunt la pensie și nu cred că mai vor să funcționeze. Și pentru tineri, într-adevăr, trebuie să aibă un start. Adică să aibă de unde să pornească. Nimeni nu s-a născut învățat, deci tinerii angajați au nevoie de o perioadă de acomodare, o perioadă de adaptare și de conformare la locul de muncă. Din acest motiv trebuie respectat cu strictețe ceea ce ați consemnat dumneavoastră și în convocator și în proiectul de hotărâre. Deci grad profesional superior din cadrul compartimentului agricol în funcția publică de execuție de consilier, grad profesional debutant. Pentru că ce se întâmplă? Suspiciunea este următoarea. Că dumneavoastră vreți să angajați un funcționar public de grad profesional debutant care să îndeplinească și funcția de secretar. Rugămintea mea și părerea mea este că ar trebui să nu ne jucăm cu funcția de secretar, pentru că este una dintre cele mai importante funcții din primărie. Dacă primarul se schimbă din 4-4 ani sau la 8 ani sau la câți ani se schimbă, deci secretarul este de sine stătător, deci ăsta nu se schimbă și trebuie să aibă într-adevăr experiență, poftiți? Deci trebuie să aibă într-adevăr experiență pentru că trebuie să respecte cu strictețe legea conform căruia funcționează administrația publică teritorială. Deci dumneavoastră, deci, respectați cu strictețe această condiție. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de oficiere a căsătoriilor, sunt de acord și este un gest, zic eu, generos din partea, zic eu, și a primarului și a consiliului local. Domnule, avem aici un punct 6, diverse. La diverse, aș vrea să adresez următoarea întrebare. Cu ce sumă plătiți comisiile de examinare și evaluare? Pentru că s-au întocmit multe comisii de examinare cu ocazia, ziceți, a ocupării postului de secretar. S-au prezentat la concurs, n-au luat, iar examen. Deci aici o întrebare, vreau răspuns. Cât vă costă, la ce cheltuieli se ridică evaluarea și examinarea sau și evaluarea candidaților. La diverse, un alt lucru care m-ar interesa și este important, avem consilier și primar din satul Ghilăvești. Acest sat este cel mai populat din comuna
Vulturieni și cel mai îndepărtat. Este la cea mai mare distanță de, zic eu, centrul comunei sau, să zic, de primărie. În acest sat, deci nu există mijloc de transport în comun. Deci acești oameni sunt total izolați. Nu există niciun mijloc de transport pentru acești oameni care au nevoie să se deplaseze. Bacău, Ghilăbești. Să găsiți, sau să ne gândim, mai bine zis, la o soluție prin care să vedem cum poate să ajungă și în comună, și în satul Ghilăbești, un mijloc de transport. Oamenii nu își permit să plătească și să închirieze o mașină din sat ca să se deplaseze pentru strictul necesar. Nu găsești la magazinele din sat tot ce găsești la oraș. Poate mai sunt și alte nevoi. Nu este semnal pentru și aparate pentru achitarea facturilor. Deci acești cetățeni vin în comuna Vultureni sau în Parincea sau în Găiceana să-și plătească facturile lunare. Dumneavoastră și noi, cei care suntem prezenți, trebuie să ne gândim ce trebuie să facem. Nu există semnal pentru internet. Neexistând semnal pentru internet, oamenii ăștia nu au semnal pe telefon. Ca să dea un telefon, trebuie să se urce în vârful dealului ca să vorbească la telefon. Și ar mai fi încă o problemă pe care, sincer să vă spun, știți, ca tot românul, ca să nu ne punem rău cu alții, nu spunem ce gândim până la capăt. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Da. Mulțumesc, doamna consilier. Florica și Florica. Altcineva care dorește să scrie la cuvânt? Da, eu. Domnul consilier Chiria Gorenia, vă aveți. Deci, referitor la punctul 3, avea întrebarea dacă drumul ăsta nou intrat în proiect de asfaltare Lichitișep, biserică, de la drumul județean către Lichitișep, intră aici? Nu. Nu intră. Bun. Atunci eu am trăznesc totuși să spun părerea ce se întâmplă cu acel drum. Și bine, dacă mi-o luați în calcul, bine, dacă nu, rămâne la fel. Ceea ce cred eu că nu-i corect. În urma lucrărilor făcute acolo, s-a constatat și eu am văzut și eu și dau dreptate celui care m-a avertizat că va deveni o piscină în drumul județean. Deci tot ce curge apă pe canalizare de la biserică către drumul județean va rămâne în drum, în asfalt, pentru că avem o pantă stânga, pantă dreapta. Podul care face traversarea acolo este sub nivelul drumului. Unde se va duce apa aia? Bine, nu plouă, e adevărat, acum răspuns ar fi. Dar în cazul în care ar ploua, ce se va întâmpla? Ori proiectantul a fost prost ales, ca să nu spun altfel, ori lucrarea este de proastă calitate și acolo sunt bani publici. Și sunt bani plătiți de către noi și de către contribuabili. Am o nouă zonă. Nu știu. Credeți, ați constatat, ați văzut lucrul ăsta? Să facă șanță. Păi e făcut șanță. Nu se facă șanță. Ca să ducă stânga, dreapta, trebuie să coboare pe șanță undeva la 15 metri. Să-i dea pantă de scurgere la apă. Deci așa ceva nu poate exista. La 3 grade, nu? La 3 grade, dar ați văzut cât e nivelul, diferența. E o diferență foarte mare. La diverse, aș propune ca, dacă se poate, nu știu în ce condiții, să schimbăm denumirea localității Vulturieni. Nu mai spunem Vulturieni, să ne inspirăm undeva de pe la Ucraina, să-i dăm o denumire a unei localități de Ucraina. Pentru că uitându-mă la televizor și văzând ce în Ucraina și mergând în localitatea noastră Vulturieni, este identică. Indicatoare de intrare în localitate îndoite, rupte de 3 luni de zile. Plus bilingve. Stâlp accidentat la intrare în satul Vultureni, strâmb rămas, stă ca măseaua în gură la o babă de 80 de ani. Nu, de un an jumate. Stațiile de autobuz
sub orice critică, o mizerie de redescris. Mai ales că la intrare în Vultureni unii ne întâlnim în fiecare dimineață, toți cei care venim aici, sau poate numai o parte dintre noi. Căzut plasticul ăla pe acolo, deci război total. Nu știu cine se ocupă, cine este gospodarul comunii, de ce nu face, de ce nu... Nu știu. Și am observat ieri, de exemplu. Bănuiesc că toată lumea a primit un mesaj pe telefonul mobil cu incendiile de la, da? Noi am asistat la nivelul comunii Vultureni de incendie. Întrebarea mea ar fi, există un vinovat, un om depisat, cel ce a dat foc? Nu s-a găsit, nu? Ei, vă spun eu că ieri trecând pe lângă cei de la ajutorul social, da? Nesupravegheați de nimic, oamenii dădeau foc la vegetație uscată. Dacă cineva își permite și crede că poate să sară peste lege, n-am nimic împotrivă. Sau poate să le dea un răspuns. Și dacă domnul consilier Lucaș nu se supără pe mine, vreau să-i adresez o întrebare și poate să-mi răspundă direct. Cred că își amintește foarte bine, anul trecut a propus în ședința de Consiliu să trimite spre spolarizare niște persoane din primărie. Vreau să întreb, în urma școlarizării, după un an de zile, domnul Lucaș poate să-mi răspundă dacă a observat ceva modificări și dacă s-a învățat ceva la școala aia, s-o cheltuie niște bani publici. Dacă o constatat că, într-adevăr, s-a venit cu îmbunătățiri, să rămână. Aștept întrebarea dumneavoastră. În răspunsul, scuzați. Da! Poate să fie cu da și nu. Nu, trebuie dezvoltat. Trebuie să-ți dau răspunsul, că așa e corect. Nici eu n-am observat. Din contră. Eu am văzut o scădere a capacității conducerii primăriei. Oare asta s-a învățat acolo? Probabil. Asta am constatat eu. Nu m-a mărit de arte amănuntit. Rezultatele se văd. Din discuția cu cetățenii din comună, lumea nu este mulțumită de conducerea actualei primării. Motivele nu le știu 100%, nu le comentez deocamdată, dar ar trebui să luați niște măsuri și asta măsurile astea le puteam lua numai noi, Consiliul Local, pentru îmbunătățirea activității primăriei. Deocamdată. Mulțumesc! Deci, iar aveți un subiect care l-așteptam și aia și am observat și eu și dumneavoastră același lucru. Aș întreba, domnule primar, dacă sunteți de acord și îmi puteți răspunde, cât ar fi cheltuielile este de aranjat o stație de bloc ca bani de aia de stație? Măcar pus plasticul ăla, nu mai stea, prins în două bucăți de sârmă, nu mai stea acolo atârnate pe tot divântul. Să le facem din nou, să le facem noi undeva la 80 de ani. Dar nu necesită reparație noi, nu necesită locuire de noi. Asta necesită reparație, adică să nu dezvoltăm prea departe. Da, reparați pe cumpărate plastic, voxite, țevele, băncele. Bun, e atât de greu, supunem la tot, cerem aprobări pentru ăla, cheltuieri, bani, corp. Oare nu se găsește o voie care e sumă de mine, că se putem face la mine, măcar la nivel minim. Pentru că, vă spun, trece trecem de la podul Turtului, că aici, toate comunile astea care sunt vecinate cu noi. Și nu vă spun, nu-și fac cruce și ce spun, zice, băi, și se întâmplă, fraților, nici măcar atât. Dar nici măcar cu noi, uite, aici a murit un om. Da? Și știm ce a murit și cum a fost situația lui. Nici măcar nu s-a dat cumpătura la gunoaile alea de acolo. Stă cinci candele aprinse acolo, stinse, eu știu cum se vede, dar gunoiul ajunge la bancă. Nu avem în primăria asta pe nimeni care să poată o bancă de chestiile astea. Și cu asta încerc să-mi strâng mâna. Da. Și așa sunt o persoană incomodă. Mulțumesc, domnule. Incomozii sunt îndepărtați. Fii atent. Știu. Da, mulțumesc, domnule, că vă să te întreagă. Așa ne face, ne vedește.
Doamna președintă, domnul Șarian. Da, primul proiect la ordinea de zi privind cheltuielile. Eu am sesizat aici părerea când am văzut și ședința de Consiliul de Administrație. Nu înțeleg nici cheltuielile pe anuale la transport sunt mai mari decât februarie, în cazul în care abonamentele colegilor nu au fost de la început de ianuarie făcute. Bine, diferența e de 26 de lei, dar da, dar februarie, luna întreagă, aici e fără 10 zile. Adică, 28 de zile în februarie, minus. Păi da, dar totul, totul cu virgulă. Tot cu virgulă. Nu știu, să-mi trebuie și pe care. Atâta timp și eu mă deplasez cu mașină personală, nu văd ce-ți dau bani la alții. Bun. Proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi, normal, astea trebuie... Sunt de acord. Cheltuielile astea, dar vreau și o justificare aici și o să întreb și doamna director. Dispuse de Camera de Conturi, da. Trebuie. Și scris trebuie executat acolo. Așa, cu drumurile, numai să fie buni. Și mai ascultăm și noi la mijlocile astea de informare. Da, drumurile astea s-au făcut cu bani, nu știu ce, dar aud și eu, nu știu, aud eu prost. Chiar dacă nu suntem implicați, dar trebuie controlați, am înțeles. Chiar ori de indiferent, și prin PNRR, și prin unde vin banii ăștia, conducerea companiei trebuie să verifice modul de execuție. S-a lăsat pe toată marginea asta de șanț la Țigănești, câte o pătrade la, nu știu, denumirea specifică constructorului, de placă neturnată. S-a mai lăsat pământ, s-a împins în garduri, s-a, eu știu, când se face o lucrare, ori se face, ori nu se mai face. Era mai bine când nu era. Nu mai s-au mai discutat în cerințele noastre, când tăi s-au turnat și după aia s-au făcut podurile, s-au stricat. Păi aia nu înseamnă cheltuială în plus. Cu ea se puteau face niște economii să se facă și altele. Exact cum povestea domnul consilier Chiriac la Lichitișeni, la Țigănești. Deci au venit cu marginea aia de șanț până în mijlocul grădinii ilustrative. Încolo, până la tubora, sunt aproximativ 25 de metri. Păi degeaba au făcut șanță până acolo. Dacă acolo iar se va, sau dacă o decolmatat tubul ăla de sub asfalt, nu cred că l-o decolmatat. Deci trebuie avut foarte mare grijă, că știm că banii alocați au fost destui. Dați voi să ne rupim o secundă. Da. Asta să l-au știi mai bine. Cred că așa e proiectul făcut, domnul concesionar. Cu șanțurile cu astea, nu? Răspund la timpul. Da. Mulțumesc. Da. La punctul 4. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de execuție din consilier, grad profesional superior, din cadrul compartamentului agricol, în funcție publică de execuție consilier, grad profesional debutant. Am mai discutat, nu vreau să încep cu întrebarea, pot să o pun la sfârșit. Am mai discutat aici și m-am uitat din nou pe organigramă. Avem mai mulți angajați cu unul decât numele de sat din comună, având în vedere că acum 10 de ani populația era mult mai mare, mai multe școli, sectoare agricole, zootehnici, CAP-uri, brigăzi agricole, fiecare sat, și nu era atât personal la primărie și treaba mergea nu ok, cum spun ăștia foarte bine că eu sunt română. Și atunci pun întrebarea, care este interesul să angajeze pe acel corp vacant? Sau poate vizează o anumită persoană, cum se obișnuiește să facă noua conducere. Cum a făcut și cu scoaterea la concurs a postului de guard, s-au pus acolo niște condiții, parcă s-a angajat academician pentru primăria Vulturei. 15 ani pe chim, studii superioare, dar ce, nu poate să stea de bază pensat dacă n-are
liceu și nu are 15 ani de chimie, dar 3 ani nu era suficient acolo. Era cu studii medii. Studii medii, dar vei chimia, m-am uitat pe site-ul primării, domnul primar. Da, 15 ani. Păi, cum spunea doamna, vrem să angajăm tinere, vrem să ținem tinere aici în sat. Cum îi ținem, doamne, dacă noi vrem unul cu 15 ani? Vechimii ca să-l angajăm pe astea. Și dacă îi avem pe ăștia, cum se organizează paza asta? A să ne pârlim de vii. În Țigănești, săptămâna trecută a fost un incendiu, săptămâna asta alt incendiu. Ce fac? Ieșim femeile din sat cu bărbații puțin să stingem focul. Își dau oameni foc la pantaloni stingând. Nu putem intra seara în casă din cauza fumului, că nu știm de unde vine și dacă dormim sau nu liniștiți. Alaltăieri foc pe coastă la Țigănești și chiar aș vrea să fie sancționată persoana respectivă, noaptea la ora 9 și ceva spre Dădești și parcă venea sfârșitul lumii. Dacă aveți lume și știți cine, dacă nu ești, poliția se ia măsuri. Da, că dacă nu se ia măsuri cu nicio persoană care are... Că ați văzut pe mesajul de la RoAlert civiza incendii de vegetații, deci eu am și eu pârlogi în comuna asta, să nu iau banii pe ele, pentru că altcineva mi le-a pârlit, nu? Că dacă a fost incendiat, nu mai beneficiez de drepturile de la... Este interzis, dacă îmi permiteți să spun părerea. Că... Și băieții ăștia, doi voați care mai avem, că unul nu s-a angajat, nu știu cum sunt distribuiți, dar ei ar trebui să fie cei care să se sesizeze sau nu mai este acea echipă de intervenții care e foarte rău că nu este la primărie. Ala trei s-au dus, doamna, deci mai erau doi cetățeni care alertați, sunt tot eu, că eu nu pot să fug, de când am probleme cu piciorul. Ce să stângi pe coasta aia la Țigănești unde era... băiuga aia, când n-au fost cositi. Ar vii, oamenilor arbitoare. Deci, decât să aruncăm bani pentru mai punem un consilier cu studii, cu funcții deputant sau superioară, mai punem nu știu ce, dar lasă că populația e îmbătrânită și poți să nu ai casă. Sunt atâția bătrâni care nu se pot deplasa. Vine cu ocupit la deal de casă, că nu și-o muncit omul grădinar, că e bolnav. Și ce face? Cine îl scoate? Trebuie să luăm măsuri să facem o echipă de intervenții, ceva la nivel de comună mai degrabă aici decât... Știu că scaunii sunt, dar lasă-mă să mai stea și rege. Taxa căsătoriei, eu știu că noi am discutat, noi am spusesem să nu se dea, s-a revenit. Lasă-i să căsătorească acum și din nou taxe după aia, dacă se localizează cu omul. În ce privește prevenția, eu știu că ați spus că domnul Neagu să fie trecut prezent. Mie mi se pare mai lipsit la o ședință anul ăsta. Anul ăsta, de la întâia mai ești... Ah, nu, în decembrie, sau cam așa. Nu, adică oricum, undeva, doamna secretar sau doamna vice, ține evidența asta, adică... Da, am zis odată pe an. Da, da, știu că am asta. Dar nu pentru unii om, pentru alții și omul. Și la diversii. Aș vrea să întreb, ce se face cu lemnul rezultat din defrișări pe marginea drumurilor Sătești? Pentru că săptămâna trecută s-a defrișat acolo la noi și de acolo, de la Maftei, am văzut eu, nu altcineva, doi salcâmi tăiați, care i-am văzut și când m-am întors de la școală nu i-am mai văzut. Dar dacă proprietarul vine și întreabă unui lemnul ăla, că cei subțiri am văzut s-o lăsat, dar ce-i gros, nu? Așa. Și pentru că trăim între oameni și mai știu și consătenii că suntem consilieri, am fost întrebat de către fiica unei asistate sociale. De ce n-a mai fost lăsată domnul Dana și să aibă grijă de ea? Am înțeles când am mers săptămâna trecută la biserică, că merge cineva de la ajutor social o oră pe zi. Bun. Dar mai erau încă trei beneficiari
Dumnezeu a vrut și un beneficiar l-a luat, dar mai sunt doi țigănești care au rămas neasistați. Eu știu că, așa cum la noi învățământ, primează interesul elevului și în cadrul persoanelor asistate primează interesele personalului asistat. Am înțeles că domnul a fost demisă, vai dragă Doamne, nu mai sunt fonduri. A fost angajată sub altă formă, dar pentru aceeași muncă, aceeași mărie cu altă pălărie, Iosif. Dar bineînțeles ce din Țigănești a rămas, că ăștia sunt mai proști sau cum? Sunt mai pali, sunt la față. Deci, momentan, Sava Gheorghe și cu Legăduș Iuliană nu mai au asistent. Că am înțeles că la Bălănescu merge nimia, da, o oră pe zi, fiind contorizat în contul ajutorului social. Da. Așa. O veni și rândul satului Țigănești la Petruit. Ieri. Au venit trei mașini. Am fost sunată de oamenii din Pideal, pe ulița spre Ionel Rebegea. Chiar așa mi s-a spus, dar noi nu facem parte din sat. Aia, deci stai și pe acolo. Probabil nu va fi diferența de două mașini ca să facă cinci care am trecut, că și am trecut, au fost tot trei, dar mă rog. Că ieri am, așa mi-au spus, oamenii trei mașini s-au adus. Da, începem de la două. Așa. Așa, îmi pare rău că a plecat domnul primar, că era o întrebare... Eu cred să-ți când vine, da. Să-i adresez când vine. Atâta, mă aveam o întrebare pentru domnul primar, vă mulțumesc. Când se întoarce, vă dau cuvântul ca să adresați întrebarea. Mulțumesc frumos, domnule consilier Frunză Tatiana, altcineva care vă mulțumește. Frunză. Frunză. Cu scuzele de rigoare. Nu mă seam curați. Cu scuzele de rigoare. Cu scuzele de rigoare, repet, și am plecat. Doamna consilier. Doamna consilier, am dat de trei ori până acum. Cu scuzele de rigoare. S-ar dus. Doamna profesor. Domnul primar. Poate uitam de întrebarea asta, dar ați început cu acuzații când la începutul ședinții. Tot faceți acuzații că nu s-au făcut, că au fost făcut prost, că domnul țăran, cum era proiectul? Domnule, aveți aproape un an jumate. Faceți proiecte, nu mai faceți acuzații la cele și cele care sunt în desfășurare, urmăriți-le cu atenție și nu mai faceți acuzații. Tot spuneți că nu s-au făcut, că... mai fost și în alte împrejurări când a acuzat cu școala de la Ghilădești. Ați văzut ministrul actual al învățământului spune că să se implice și de acolo unde nu sunt niște lucrări făcute. Faci altceva în plus. Stați un an și jumătate și tot spuneți că WC-ul ăla nu-i bun la școala Ghilădești. Ce ați făcut ca să-l îmbunătățiți în cel un an și jumătate? Da, să încep cu prima, cu legătul de întâlnare, cu drumul. Am vorbit cu constructorii și la licitieni. Au o problemă la poliție pe la oameni. Ei mi-au spus constructorii, domnule, nu putea să punem un centimetru de asfalt sau de ciment în plus. Că așa e proiectul. Deci, dar dacă sunt cel care rămâne de mașină sau în betonier, e bine că să facă un cerbăt? Păi nu știu ce rămâne mașină. Urmăriți, domnule, care sunteți, urmăriți calitatea lucrării. Și dacă vreți să vă spun eu, domnilor, în bine oameni, atât lucrarea în execuții, dirigintele de șantier, proiectantul și cu beneficiarul, faci note de renunțare, renunță la ceva și vine cu notă disciplinătare. Cu scuzele de rigoare, dar dacă nu știți, învățați, dar nu așa cum stați la primărie sau nu așa cum faceți altă. Deci punctez și vă spun astăzi, încetați odată cu acuzele care le aduceți la adresa lui țăranul. Țăranul nu există, sunteți dumneavoastră, onorați-vă promisiunile din campania electorală în echipa dumneavoastră, în formula în care ați fost și treceți la treabă. Aștept un răspuns până la luarea mea de cuvânt când am luat-o, aștept să-l răspuns să ne dați explicații de mașina primăriei, unde este și în ce stat este. Încetez și îl ia cuvântul, dacă mai are cineva de luat cuvântul până la
La revedere, cuvânt. Altcineva, dacă mă dorește. Știți cum e când dați apă la moară, faceți rău. Altcineva mai vrea, dacă nu, continui eu. Haideți ca să continui, că tot am început. Domnilor și domnilor consilieri, aici la punctul 1, proiect de hotărâre privind decontarea, atribuțiile atributului revine direct doamnei director. Doamna director responsabilă, noi aprobăm aici ceva. Doamna director e direct răspunzătoare pe decontarea cadrelor didactice. Să nu se interpreteze greșit reședința cu satul. Așa am văzut pe unul loc, reședința e satul de comună, satul aparținător localității respective. Dacă se aprobă decontări pentru cadrele didactice care au domiciliul de rază comune Vultureni și activează comuna Vultureni, nu se aprobă decontarea. Să fim foarte bine înțeleși. Dar asta revine misiunea cu toată doamna director, dar numai în același timp, mai spuneam și repet, și nu în același timp. Noi aprobăm ceva acolo pe care nu știm dacă sumele alea chiar le revin direct, doamna consilier, vă rog să fiți rezervată. Le revin direct celor direct responsabili în activitatea pe care o desfășoară. Și am spus aici, nu odată, de mai multe ori, mai mult ca atât că l-avem și pe domnul Dămoc, cred că de acum ne așteptăm că vom avea și o echipă de dansă populare și formație, cred că înființate la Comuna Vultureni, odată cu aceste activități și cu suma pe care se va decontă anul acesta. Mai mult ca atât, la finele anului 2021 și începutul anului 2022, v-am mai cerut câte ceva să ne prezentați câte o situație cu banii cheltuiți. Și eu vă întreb, pentru anul trecut 2021, ați cheltuit o sumă mai mare față de ce a prevăzut în buget, la finele anului 2020, de aceste activități, plimbări, du-te vin. Dacă dumneavoastră așa credeți că faceți plimbări, du-te vin, să ne fie iertare. Să putem să spunem că, domnule, mai bine spunea domnul consilier, acum satul ăsta, putem să ne mutăm din Comuna Vultureni. Trece la punctul 2, la 3, cât cer cu curtea de conturi normal, cu atestarea domeniului public. Domnilor, odată ce atestăm un domeniu public cu denumire indicator, se pleacă de la drum, de la intrare. Dau exemplu, Strătilă până la Nechita, kilometru 0 plus 0 la kilometru 0700. Asta va apărea publicat în monitor oficial, nu niște denumiri acolo pe care le punem noi astăzi când ne trezim. Ne trezim, haideți că punem asta. Trebuie să plece că nu se știe timpul, vedeți că cei care mai vin, când vor căuta acest drum în inventar domeniul public, nu știu unde să-l caute. Deci asta vorbesc la modul foarte serios. Că să vedeți că noi suntem cei care suntem peritari, nu suntem statorești pe pământul ăsta, venim și plecăm, nu, ne naștem, dar mai și murim la un moment dat. Și dacă facem astfel de chestiuni, că punem acolo cu, fără niciun înțeles noi, uitați-vă foarte bine, monitor oficial, se face precizarea. Drum de la început, kilometru, finalizat la kilometru 700. Cu toată rugămintea, deci așa, dacă apare așa, noi aprobăm. Da, acum se mai poate pune și denumirea străzilor, chestii, flori, da. Aleilor, ghioceilor. Repet, am spus ceva și revin pe tema, am spus ceva și revin pe tema drumurilor comunale, pe, și în special pe PNDV, ceea ce este în derulare la ora actuală, investiții făcute de mine, nu de dumneavoastră, aprobat și vedeți cum se demarează procedura, că merge foarte greu. Trebuie să aveți să depuneți situații de lucrări la PNDL pentru a primi bani. N-ați primit nimic anul ăsta, nici anul trecut, știu foarte bine. Să știți că le urmăresc toate astea, că sunt publicate pe monitor oficial. Și repet, proiectantul, dirigite de șantier, constructor și cu reprezentantul primăriei, face beneficiar, doamne, și nu mă mai completați, da, s-ați vorbit dumneavoastră. Faceți notă de renunțare în cazul în care sunt neconcordanți, că se poate. Și veniți cu notă de suplimentare, de suplimentat ceva, domnule, cu extindere. Se poate face o extindere de 5 km, de 2 km, puteți să vină și în același timp trebuia să strămutați stâlpul de la Lichitișeni din curba de 90 de grade de la biserică mai jos. Și la Godinești de sus trebuie prin șanț dalat pietonal. Nu se face treaba, dar bineînțeles că constructorul nu mai are nicio treabă și nici proiectantul. Nu se face treaba asta, rămân așa, la stadiu cum se le vedem că se fac imaginea drumului și rămân cu șanțurile alea acolo, că nu trebuie să boltească apa. Punctul cel mai important la ordine de zi, cu vacantarea postului public. Haideți să vă spun ceva, anul acesta se face recesământul obligor. Comuna Vultureni în 2010 a fost înregistrată cu 2015 locuitori. Și vă spun la modul foarte serios, anul acesta nu știu dacă înregistrăm 1500. În cazul ăsta ne ducem sub comună de gradul 3. Da. Deci, dacă anul acesta, mai mult ca sigur, nu ne înregistrăm 1500 de locuitori.
Nu luați în calcul că mâine, poi mâine, la nivel de guvern, că asta e situația cu reorganizarea teritorială și totodată cu reducerea de personal, ce faceți cu oamenii care angajați? Îi trebuiți să acasă, da? Dar îi trebuiți pe cei antipatici și îi puneți pe cei simpatici. Domnilor, și în același timp ați organizat concursuri peste concursuri. Pentru părere de rău, dacă organizați concursuri și cheltuiți bani pe așa ceva, haideți că să mai faceți alt gând, organizați concursul, domnule, orientați-vă dacă vine cineva, aduceți oameni competenți, nu că veniți de fiecare dată, faceți concursul, așa că nu-i bun ăla, cât contestă, că altul nu-i, nu știu ce are, păi dar când pune și condițiile, mai pune și altfel, nu stălcit și nu știu de anvasă decât țăranilor avea ceva împotrivă referitor la postul de guard pe care dumneavoastră a spus acolo, condiții de 15 ani de timp. Haideți să trecem peste și nu țăranul cel care vrea să cumpli funcția aia, nu țăranul cel care face aia, nu țăranul celălalt. Eu știu ce am de făcut și fac treaba. Și fac treaba și cred că n-am dezamăgit cât am fost. Că dezamăgitori sunt de fiecare dată. Dar eu mi-am făcut treaba și am făcut. Și nu degeaba vin oameni la mine la poartă sau mă sună să credesc. Că dacă nu le făcea treaba sau nu făceam, nu mă mai sunau și nu mă căutam. Și nu mă căutam în continuare. Cu transformarea postului, eu unul nu sunt de acord la ceea ce faceți, de fiecare dată, tot încercați, cu modificări, cu tot faceți. Haideți să ne fie iertare. Ce ați făcut și în luna decembrie? Că a trecut la celălalt punct. Ce ați făcut în luna decembrie? Că noi am făcut o ședință în luna decembrie și am aprobat acolo. Taxă salubritate, domnilor. Și am spus, domnule, hai să vă spun 60 de bani. Salubritate. Salubritate, da, 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 lăsați-mă să spun. Și am spus, domnule, nu e cazul, câte căsătorii au fost anul trecut, zic, în 2021? Și a spus, în jur, pe 5. Nu e cazul ca să mai taxăm. Pentru 5 căsătorii, nu e cazul să mai taxăm. Era acolo domnul consilier Archip și a spus, haideți să o lăsăm fără. Ce ați făcut dumneavoastră luna decembrie? Pe motive de pandemie, mai facem o ședință extraordinară, lasă că asta facem online, nu știu ăștia ce votează, fără ordine de zi, și a spărit taxa de culoare la 62 de bani și a spus și taxa de căsătorii. Și acum bine mi-a să veniți și spuneți, dați jos taxa de căsătorii. Să ne fie rușine că venim cu astfel de proiecte de hotărâri care astăzi depunem, mâine le dăm jos. Haideți să nu facem de trastea, că de-a spus atunci, dar dumneavoastră veniți cu alte ședințe pe care le faceți într-un fel și ascunse. Ei, să știți că aceste ședințe pe care le faceți ascunse sunt nu în favoare, de favoare la asta. Mă băgăm cu voi, dumneavoastră, știți că ar trebui să fie 100 ceva de lei ca să ne contăm de la primărie. Poftim? Pute de conturi. Legătură cu gunoiul. Prețul este prea mic, 62 de lei. Domnilor. În primul miliar și ceva, știți că nu avem voie primăria să pună? Domnilor. Știți? Și referitor la guvern, la spunea aici. Noi am putut să facem la camera de conturi ceea ce ați făcut cu gunoiul. Aveți personal la primărie de care îi pune să urmărească mașina de gunoi și să treacă în teritoriul, să meargă prin comună, să facă acolo un gunoi, un pubel cetățeanul trebuie să pună gunoi menajer. Atenție, gunoi menajer, nu ce mătură pe curte și pune în pubel. La ora actuală, din cantitate de gunoi, nu persoane din comuna București. Cantitate. Păi da, dacă lumea mătură și în curte și pune în containe, e vina noastră. Nu e vina mea. Luați-vă dumneavoastră ca atare și faceți altceva dacă e și nu faceți astfel de chestiuni, să vă încercați să măriți gunoiul. Și în același timp vă mai întreb ceva. O parte din persoană, din cetățenii din comuna Voltoreni, sunt impozitați, sunt debitați, o parte nu. La cei care se vrea să dea jos, la cei care nu, hai să-i lăsăm. Haideți să verificăm chestiile astea și lăsați cei care sunt cu domiciliu stabil, urmăriți într-adevăr dacă sunt aici, dacă dau gunoi. Păi nu e corect ca, vă zic eu, vă dau exemplu sora mea care nu stă aici, este zănăieră. Ea nu dă cu noi și a spus, omule, înțelegi ceva, nu văd că dai pui sacul cu gunoi la poartă. Suntem aici, putem, avem modalitate, din incendieri, curte acolo, incendiem masă de plastic și celelalte, nu ca ceea ce se întâmplă pe terenul din comuna Voltoreni. Da? Nu ai voie. Nu ai voie. Faci foc cu curte. Nu este permis foc în curte. Faci foc la grătar cu curte și ne pui pe foc. În folie. În folie. Și pui și gânduri și curte. Da. La... Da, prin arderea vegetației, ceea ce se întâmplă. Prin arderea vegetației, uscată ceea ce s-a întâmplat. Ați depistat pe cineva că aprinderea s-a făcut când s-a ars pe Godinești de jos. Aprinderea a fost, incendierea a fost la ora 12, la Țigănești a fost totuși pe ora 14, s-a depistat cineva? Sunt. Să dea Dumnezeu. Trece la celălalt în care îmi spunea aici doamna referitor la transportul public călători. Mi-aduc aminte foarte bine că de site-ul primăriei, acum până mai postați dumneavoastră, în cursul anul trecut, iulie sau ceva, a spus că începând de luna viitoare, veți pune un transport
cu mașini de transport public alături. Nu vezi spune că asta vine de la Băcăști. Domnul rector, nu avem mașini de transport public alături, bagă Bădine și cea care vine. Dar băi la Ghilănești. Nici atât. Dacă puneți vreo asta cu mașini, poate că n-aduceți logan, o să puneți pe aia, dacă vine de la Ghilănești la Bădinești. Nici măcar mașina de transport de elevi n-ar fi nevoit să o puneți să leargă din torne, să ia și copiii ăia care sunt mici, că poate să ieși cu ea din torne, să vină cu ei către cultură. Păi, șoferul e prea comod să mai atinge mașina, în schimb, să mai vină. Ce sunt? Ce sunt? Spin pe marginea Domnului și o atinge și o să mai vină. Dar încă mai sunt spin pe marginea Domnului? Sunt copaci, nu? Păi, dar ajutorul tot ceea ce vreau. Au spine, ea pot fi folosit ca de un înțiep ca să-i calent de foc sau după. În fapt, la mine îmi ești o rudă decât să tai schimb, nu? Păi, dar nu. Acum avem de un copil de părere, dar să-i arăți nici la cea cu mai bine puteți mașina cu alimente decât. Și... Să scrie și ce aș vrea vrea să spun la primară, nu este mașina primarie. Este o revizie tehnică, o verificare a fost județeană, este stare bună. Dar nu, dar s-a dus-o aici, a dus-o înapoi. Da, îi face o revizie, dar normal, ca să fie totul bine. Da, nu e un răspuns. Nu e un răspuns, corect, asta e. Da, mulțumesc. Dacă mai doresc să spune. Referitor la șofer, Gărbin, când mai are direcțiune la mașină, să suni părinții, alaltă, el a fost un copil care a plecat la școală, la ori de religii, așa, doamna educatoare nu mai spun nimic. Nu o suna părinții copilului respectiv. Îl durea mâna pe copil, l-a trimis la alt părinți. Și nici șoferul nu o suna că are defecțiuni la mașină. Ca să duc de la intrare în EDV până în Valea Merilor, pe jos copilul ăla în condiții în care îl durea și mâna îngrozitor, fără să anunță. Nici șoferul nu anunța, nici doamna Ifrim, care era în microbus. Bun, eu nu înțeleg o chestie la și nu știu, Tatiana. Dar șoferul poate fi și profesor de serviciu? Copilul unii șofrat. Cred că are copii în microbus, răspunde din tehnica. Dar copilul ăsta unii șofrat, unii șofrat, gleza, unii șofrat. Păi, profesor. Aia o să discut. Eu din ce știu eu, copilul, că din curtea școlii există profesor de serviciu care se ocupă de ei. Nu, șoferul nu are de aia o chestie asta. Părintele când m-a venit și mi-a spus, nu știam nici de defecțiunea da, de promovare. Directorul școlii nu știe care e profesor de servici, nu-l urmărește, își face, nu-și face. Nu merge șofer. Nu băgați pe șofer. Dar n-ai cum să trimiți profesor de școală să nu copii. Este un cadru didactic care merge da, da, sunt părinte, nu șofer. Școală cu microbusul școlii. Și dacă ea e în microbus, răspunde și ea, normal. Șofer. Dar nici ea, nici șoferul nu. Deci, șoferul trebuie să ascunde mașina. Șoferul nu cred că sunt cu șoferul eu, dar nu cred că se poate nimic. Nu sunt cu piciorul în mașină. Datoria nu e să fie atent la copilul de șansă. Nu-l lași ca intrat în Medelen copil de 7 ani să se ducă singur până la Valea Merilor. Acum eu nu știu cum sunt mașini. Una e a primăriei, una e a școlii. Păi e alugat ea primăriei. Bun, cineva a fost să-i facă o grabă, un traseu, să-i spună, băi, aici îl torci, aici îl lași, că e ultimul. Poate doamna direcție, să prezinți ca să... Și-o ajuns acolo? Să aibă fișa postului. La capul tău, bine, nu-i zis. Nu a ajuns că e la un bani, de capul ciuța, nu știu, n-am înțeles pe aia. Ei, nu, aici șoferul nu cât țin eu cu el, dar nu are el datorii, sunt părinții că și-o rup glezna și-o întins mușchiul copilul în curtea școlii. Da, ce treabă? Bari, doamna director să-și pună profesor pe mașină care să-l ducă da. Copii. Nu, dar cel care face văd că bandii de contare de deplasare îi se dă. Să aibă grijă de copii. Păi nu trebuie să aibă grijă de copii. Deci, nu înțeleg. Așa la școală beneficii mai mari ca cei de mărie. Probabil nu ce și mai ca la Să vede. Copilor de comandă. Nu e neapărat. În educație sunt trei. Trebuie, familie, școală și familie. Păi da, dar una e formală, una e formală și tot așa și... Plus, o problemă la școala de Bădinești, iarăși o altă problemă cu mașina școlii, de la drum la intrare în școală, știi toată lumea cât e șanțul ăla de atâncă acolo, da? Obligat șoferul ăsta, acolo îi găsesc o vină. El obiește de marginea drumului, când deschide ușa, copilul duce în gât, în șanță. Oare nu poate intra în curtea școlii, să-i des în curtea școlii?
Păi tot el, când ne-am apropiat... Cam zis, dar el e cel care... Hotărăște, nu? Nu sunt eu angajatorul, nu sunt eu cel care... Bun, a venit cineva să-i spună domnului primar sau știu eu cui, doamne, viceprimar, chestia asta. Uite, domnule, noi solicităm ca... Oricum, acum oprește acolo unde e intrarea pe partea de Eduardul Cristinel, unde nu-i șanță acolo. Bun, dar nu poate intra curtea aia de mare. E greu să vinte să întoarcă în curte. Da, doamne. Ia timp. Și da. Câte curse are de făcut, nu? Numărul este condiționat în funcție de scaune. Prin mai mult, eu trebuie să fac mai multe. Da, asta-i treaba lui. Dacă știi, când a testat, i s-a cerut treaba asta și el face așa, mai cred că sunt zător. Da. Pe asta răspunde șoferul, nu pe faptul că nu o să la părintele, că și-o întins mușchiul copilului. El dacă a dus mai mult și l-a prins, dacă s-o semnă. Da, dar dacă nu l-a dus, mă, nu era stabilit la domnul Cantor, și l-a stabilit și l-a lăsat la intrare în sat. Și dacă o afumană este justificată ca oameni? Păi nu trebuie să anunți părinții, nu așteptați ca proști de acolo? Eu din ce știu eu, așa din auzit, nu știu 100% din sursii, dar știu că mașina trebuie zilnic, însoțită de profesor de serviciu. Da, clar, ce e. Și, sincer, n-am văzut lucrul ăsta. Știți câte cadre sunt în comună, nu? Acum găsim cauze în privii. Câte sunt? Câte cadre total? Cel mai multe fac la vete. Câte cadre sunt în toată lumea total? Poftiți, am zis că se iau și eu cuvântul. Total, total. Tatiana, câte cadre total sunt? Păi nu cei care au parțial la tete la mână sunt 22. Dumneavoastră pe care îi solicitați pe aia care iau modernizația, nu? Adică trupul de transport. Nu, când ești transport, că ce se întâmplă la care face naveta, nu este profesor? El nu își ia drepturile și are post datorită copiilor din școala Vulturei? Deci nu are obligația să-i supravegheze când este profesor de servicii în școală? De acord cu mine. Păi, adică face naveta, păi n-am înțeles. În ziua în care faci naveta, naveta pleci seara, domnule. Înseamnă că își asumă în post. Da, nu? El trebuie să-și asume. Elevului căruia i s-a întâmplat ceva. Păi, vedeți, tot noi suntem cei... Nu trebuie să răspundă învățătorul... Dacă i s-a întâmplat, ziceți... Da, păi, de vorbim, dar da, condițiile astea vorbim. Nu vorbim că stă la maică sau acasă și am eu grijă învățător de el în locul mamei lui. Doamna, vezi că spune ce spun copii acasă, la părinți ce fac profesori și învățători? Da, deci nu o școală, nu păi, ce, despre ce vorbim? Nu trebuie să răspund. Care puțigarea, care profesorul, care... Profesorul, directorul, domnule, la școală. Dăm, dăm din bugetul primăriei, dăm bani pentru deplasare și pentru transport. Nu ne mai decântăm transport, să-și ia gazdă. Doamne, haideți să cetăm cu chestia asta, dar eu... Doamna consilier, ați făcut parte din consiliul administrativ, de ce ați renunțat? Acolo trebuie să știți de ce am renunțat? Pentru că erau numai niște comunii acolo. Încheiem discuția, gata. De ce să încheiem? Doamna viceprimar, vreau să vedeți că nu știu să ce. Nu, nu ai cu ce da corect. Nu ai cu ce da corect. Gata. Și gata, nici o gata. Când ați fi președinte, de ce n-am ajuns în statul în care să ne punem bunul în gură, bunul la altul, atunci când susținem o cauză și nu este personală, în primul rând. Deci nu avem situații personale de dezbătut aici. Ce am fost susținut, doamna consilier, aveți dreptate. Ce dreptate are prima, mai grea. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Sunt de acord cu proiectul de hotărâre privind decurtarea cheltuielilor și cu al doilea proiect privind măsurile impuse, dispuse de Camera de Conturi. La punctul 3, proiectul de hotărâre privind atestarea unor modificări la inventarul domeniului public al Comunei Vulturei. Deci, și atitarea în care am fi dorit să o introducem în inventar și pe urmă să o întăbulăm, este fâșia de teren care se află la granița cu Stănișești. Acum nu cereți coordonatele, că nu știu exact. Pentru un proiect care dorim să-l facem împreună cu Stănișești, cu eolienile, vreau să spun. Deci pentru fâșia aia era proiectul de hotărâre, da? Deci nu pentru alt teren. Deci am ținut să precizez. Deci este o fâșie de teren în cele scurtate, nu știu pe de vă dați seama, care se află fix la granița cu Stănișești. Bun. Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante.
Știți că noi am avut inginer pe fond funciar, doamna Pavel, care a plecat prin transfer la Direcția Agricolă. Bineînțeles că noi avem nevoie de inginer pe fond funciar pentru că sunt diferite probleme cu care ne confruntăm. A fost postul scos la concurs în această formă, consilier superior, și nu s-a înscris nimeni, pentru că este dificil să găsim oameni care au și studiile în domeniu, dar au și vechimea necesară. Atunci ne-am gândit să diminuăm gradul profesional și să transformăm în debutant, în ideea ca, în care ar putea veni un tânăr, dar pe postul acesta, nu pe ceea ce am auzit în sală, că s-ar vehicula. Pur și simplu pe inginer, vreau să zic, debutant, un tânăr care a terminat studiile și nu are vechimea necesară. Cu salariul același, acelui. Nu, 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 debutant. Deci vechime zero. Și de aia atribuții. Bineînțeles că le va avea. Atribuții debutant. Adică... Nu, dar toată lumea trebuie să înveți. Adică la toți aici ca să fie, la numărul. Dar nu să fie, ca să înveți. Dar nu găsim. Noi am avut postul scos la concurs. Și cum am stat până acum mai de-a stat? Mai putem sta. Problema este că vă dați seama, noi avem nevoie. Sunt diferite dosare. Nu, doamna Vici, sincer vă spun cu mâna pe inimă, pe suflet. Noi nu avem nevoie în primăria Vulturieni. De inginer. De inginer, nu. Noi ne trebuie un gospodar. În primul rând, ne trebuie un gospodar. Adică să vadă toate lucrurile astea pe care i-au fost puse în cap vechilor. Da, dar eu așa, că dacă stăm bine și ne amintim din campania electorală, am bătut în toate cele ce nu s-au făcut. Vreau să veniți să-mi spuneți și nouă, nu mie persoană. Doamna un pic, vă rog, îmi cer scuze că am intervenit. Veniți să-mi spuneți și nouă trei lucruri făcute în decurs de un an jumătate, rău de administrația țărană și bine de administrația actuală. Gata, aici este doamna Șapătă. Bun. Deci asta a fost ideea, de asta s-a spus la, s-a propus proiectul ăsta de hotărâri, pentru că noi considerăm că avem nevoie de inginer. Pe urmă, cu proiectul de la punctul 5 sunt perfect de acord, iar aici vreau să răspund doamnele Iuduș Tatiana cu defrișarea care a avut loc la 2-3 fire de salcâm de la doamna Maftei. Doamna Maftei a fost anunțată în ziua respectivă. Domn Georgel, care se ocupă, vreau să spun, împreună cu doamna Săvoaie, în data de 23, l-a luat și l-a dus în curte. Mulțumesc mult! Da, și mulțumesc acum, dacă vreți să faci conversații pentru asta, dacă nu... Altcineva dacă mai dorește? Nu, președinte, la final, două vorbe de la spun și eu, dacă se poate. La final, după ce votăm, da? După ce votăm. Da. Dar nu mai e nimeni? Mai să luăm de cuvânt? Ca trebuie să propunem președinte de ședință, dumneavoastră, noi sunteți și la Piedii Creu, dar vă ca să se facă proiecte. Să stabilească și poate să... La următoare ședință. Da. Atunci închidem ședința și trecem la avocatul de ședință, da? Da. La punctul urmă, privind decozarea cadrului didactic, acum n-am văzut. Dar rugămintea aia este pentru luna viitoare, când se mai vine. Haideți să vedem în spate, nu știu, nu m-am uitat. La felul cu cei care îi iau. Da? Haideți să vedem și cadrul didactic și care beneficiază de acest transport. Conform legii, legii, da? Da? Proiectătorii cu decozare, cei de acord? Da. La punctul 2, proiectul de lege privind desfășurarea măsurilor dispuse de Camera de Conturi al Județului Bacău prin decizia 37 de romul din 0202-2022, deja mâine este sus. Să respecte instituția. Proiectul de lege privind atestarea domeniului public al Comunei Vulturieni, cu modificare acolo, ca să spunem, să-i cadă în vedea. Cu menționarea limitelor. Nu mai dați așa, fără delimitarea limitelor. Sigur sau mă abțin? Eu mă abțin. Și eu mă abțin. Mă abțin. Deci, haideți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 și 2 abține. 2 abține.
4 proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vagante de execuție de consilier de rata profesional superior din cadrul compartimentului agricolor, funcția publică de execuție de consilier de grad profesional deputat. Cine este de acord? 1, 2, 3, 4. Punctul 5, proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de oficiere a căsătorii. Ridată jos. Așa e normal. Atât. Domnul Roas, domnul Rășit Dabară. Haideți să... Prima oară vreau să mă prezint. Eu, să știți, cred că prima oară când intervin într-o ședință, atributul este al dumneavoastră. Dar am zis că așa e frumos când domn primarul să nu se nu mai prezint. Domnul primar, de la un ce știu, fi văzut ședința. Domn primar, închideți. Că nu poți să închide aici. Adrian, închide microfonul, e planeta asta. Așa. Uite, normal, așa este să vă spunem bun găsit. Noi ne bucurăm foarte mult că am fost bine primiți în comunitatea dumneavoastră. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru deschidere. Pentru faptul că, deși văd că sunt și anumite critici și este firesc, sunt dezbateri, îmi place foarte mult, cel puțin eu cum am văzut ședința de astăzi, este o ședință în regulă, este foarte bine că veniți cu propuneri, cu întrebări, cu critici chiar. Ne bucurăm că găsim un consiliu local civilizat și asta e un lucru foarte bun. Și vreau să vă spun că asta arată că domnul primar nu se ferește de lucrurile astea și transparența decizională, cunoașteți foarte bine legea 544, legea 522, chiar obligă administrațiile locale să fie deschise în ceea ce privește presa. Vreau să vă informez unde găsiți această ședință, noi publicăm pe Exclusiv TV, dar pentru dumneavoastră am creat un grup special, se cheamă Exclusiv Vulture. Pe Facebook găsiți pagina și grup. Și pe Exclusiv TV Live, unde noi uităm de la toate wateurile. Filmăm în 64 de wateuri, inclusiv Consiliul Județean și municipii și orașe. Și aici, în vecinătatea dumneavoastră, la Ungureni, la Parincea, filmăm deja de aproape 3 ani. A venit și unul dumneavoastră să vă vizităm. Așadar, vreau să vă mai spun un lucru pe final și închei. Noi suntem o firmă serioasă, nu avem o culoare politică. Dacă ați observat, în ziar scrie ziar fondat de Eugen Ungureanu, deci nu de niciun partid. Sigur că dacă avem simpatii politice, noi și membrii echipei, le lăsăm acasă. Deci ședințele vor fi publicate integral, din momentul în care președintele ședință spune că a deschis, până în momentul în care se închide ședința. Deci nu veți fi cenzurați, nu veți fi comentați. Noi ne dorim ca să prezentăm realitatea așa cum este aici la Vulture. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Mulțumesc frumos, dar acum încheiere tot cele și noi costă să picem. Da, dacă vă poate spune domnul primar, dacă nu vă spun noi, 670 de lei, o sumă care nu... la care nu se adaugă TVA, noi avem mai multe firme și am ales firma cu prețul cel mai mic, ca să, așa cum este și în alte comune, puteți să vă interesați. 660 pe lună, da? Da, nu se mai adaugă nimic, niciun fel de TVA. Eu zic că e un preț rezonabil, doar având în vedere că avem chiar preț. Și de ce lunar? Păi lunar, că nu putem lua, o să fie și alte evenimente culturale la care o să ne chemați și noi nu o să percepem alți bani în plus. Și dacă e o ședință extraordinară? Ședință extraordinară nu filmăm. Vă dați seama, la 64 de OAT-uri nu avem cum să filmăm, decât ședințele ordinare nici nu are rost pentru un punct sau două. Și nu fiecare ședință. Poftim? Și nu fiecare ședință. Ședințele ordinare. Da, dar nu fiecare trebuie să fie filmate. Nu, nu sunt. În fiecare lună. Ba da, trebuie să fie. Vom veni permanent. Da.
Am înțeles, da? Întrebare, dați la sfârșit. Având în vedere că doi consilieri n-au fost prezenți, dar au votat ordinea de zi. Părnesc că secretară va... Păi dar trebuie să lăsați mai departe. Haideți că să nu ne jucăm de acasă. Deci cât au fost ședințele, cât au fost ședințele la online, ați făcut ce ați vrut cu noi și acum e așa. Închideți subiectul. Închideți subiectul cu tema asta, că cei prezenți și ceilalți rămâne apucată. Se poate vota și telefonul. Corect, corect, că cei care nu sunt, nu se prezenți. Domnul primar, dar păi, Păi nu, întrebarea era, vor fi trecuți prezenți, plătiți și nevotante. Ca să... Păi, da, o abținere, mă. O abținere. Păi asta era întrebarea. O abținere, nu poți să pui nici timp, poate nu nici timp. Păi, da, eu mă refeream la problema în care lipsește și este să fie plătit, dar nu să fie pus la vot, pentru că noi nu cunoaștem opțiunea. Și dacă era spitat și până a dat, puteți...